Nu-i va folosi în al doilea mandat? Nu, nu-i va folosi. Domnul președinte, în momentul în care în orice analiză pe management faci o astfel de clarificare a lucrurilor, îl întrebi pe managerul respectiv ce execuție bugetară are. Și dacă are bani nefolosiți, cum are doamna Clotilde Armand, de unde aceste economii? Ea are 1 miliard de lei excedent bugetar. Asta în condițiile în care n-ai construit o grădiniță, n-ai construit o creșă, nu ai reabilitat piețele. Am fost în piața Pajura, dacă mergeți acolo, este sfârșitul lumii. Și nu exagerez. Totul e abandonat. Clădiri nu parcă există, se... practic. Nu, dar e o clădire de zici că ești în Asia Centrală. Ești ceva de nu se poate. Și celelalte piețe. Uitați-vă că s-au investit atâția bani într-o piațetă superbă, piața Amzei. Păi chiar vreau, ăsta era un subiect este de discuție, vreau să vă întreb pe toți, ce facem cu piața Amzei, care era o piață de top? Hai să vă spun eu că știu foarte bine ce s-a întâmplat. Am încercat să să o populez, ca să spun așa. Deci asta ține de primărie? Ca să... Nu, hai să vă spun și de ce e greu să o populez.